Muzeul județean Teohari Antonescu din municipiu a găzduit astăzi lansarea primei cărți a autorului Adrian Alexandru Simionescu. Pasionat de istorie și totodată profesor, tânărul autor a adus în atenția giurgiuvenilor prima carte în care sunt descrise etapele prin care a trecut primăria Giurgiu în perioada regală și nu numai. Cartea se numește Pagini din istoria primăriei Giurgiu între 1866-1947 și cuprinde documente din arhivă autentice. E o primă carte a mea. Să sperăm că nu o să fie și ultima și că o să urmeze multe altele. Cartea se numește Pagini din istoria primăriei Giurgiu între 1866 și 1947 și cuprinde exact toată perioada în care România s-a aflat sub conducere regală, de la Carol I până la Mihai I. Prezintă principalele etape ale instituției numită primărie. Prezintă de asemenea cele mai importante elemente care au făcut ca Giurgiu să arate astăzi ca un oraș de 3-4 stele, mai avem de evoluat. Tratează în special elementele care au consacrat instituția de-a lungul timpului. Lucrarea are la bază numai documente de arhivă și înscrieri autentice și mă refer aici la înscrierile lui Ioan Boldescu, dar și la documentele de la Biroul Județean Arhivelor Naționale Giurgiu. Tânărul autor a avut alături pe muzeograful Emil Păunescu și pe directorul Biroului Județean a Arhivelor Naționale Damian Ancu. Cu câțiva ani în urmă s-a editat un volum selectiv de documente, o culegere de documente privitoare la primăria orașului nostru. Primăria modernă, primăria orașului românesc. Despre eventuale acte ale așezării din timpul cazalei otomane, nu avem cunoștință, ele dacă se află în arhivele din Turcia. Adrian Simionescu, astăzi profesor, cred că are 26 de ani, a venit la Biroul de San Giorgio al Arhivelor Naționale, spunându-mi că și-a ales ca lucrare de licență să facă o istorie a primăriei orașului nostru în perioada 1966-1947. Este o perioadă importantă pentru că ea cuprinde domniile lui Carol I, lui Carol al II-lea, lui Ferdinand și a lui Mihai. Printre cei prezenți în sală s-a aflat și deputatul Florian Nicolae, care a ținut să îl felicite pe tânărul autor pentru cartea sa. Florian Nicolae este de părere că istoria este cel mai important lucru pentru un oraș. Este o mândrie pentru noi să vorbim de orașul nostru. Este, după părerea mea, un gest pe care trebuie să-l facem cu toții și sunt convins că toți cei prezenți, tuturor celor care se depasă de orașul nostru, iubim orașul. Și trebuie să lăsăm în urma noastră, într-adevăr, să lăsăm și noi ceva pentru urmașii noștri de la înaintașii noștri. Asta înseamnă că nu trebuie să ne uităm istoria, nu trebuie să ne uităm trecutul, nu trebuie să ne uităm toate monumentele istorice lăsate de înaintașii noștri. La finalul lansării, autorul Adrian Simionescu a promis că nu se va opri aici. Atenția sa se va îndrepta în următoarele volume pe care le va publica către istoria instituției prefectului și cea a Consiliului Județean.